În centrul vechi al municipiului Baia Mare se desfășoară cea de-a doua ediție a evenimentului Baia Mare Beach Handball Challenge. Pe lângă turneul de handbal pe nisip, la ediția din acest an se mai desfășoară alte două competiții. Este vorba despre volei și fotbal pe nisip. Primul turneu a fost cel de volei, unde s-au întrecut 14 echipe de profesioniști, 8 la categoria feminină și 6 la cea masculină. După regulamentul de volei pe plajă, fiecare echipă a avut în componență câte 2 jucători. După cum era de așteptat, partidele au fost foarte disputate. La turneul masculin au fost prezenți mai mulți jucători a echipei Știința Explorări Baia Mare, precum și alți voleibaliști care evoluează în divizia A. Astfel, turneul feminin a fost câștigat de Roxana Rău și Jessica Popovici. La competiția masculină s-au impus jucătorii Gabriel Cherveleață, fost component al echipei Știința Explorări, și Mihai Popovici, sportivul echipei Universitatea Cluj. În finală, cei doi au câștigat în fața jucătorilor Ciabonagi și Paul Olar, voleibaliștii clubului Explorări Baia Mare. Spectacolul din cadrul Baia Mare Beach Handball Challenge continuă cu finala turneului de fotbal, care va avea loc în această seară, iar la sfârșitul săptămânii vor avea loc finalele de handbal pe plajă.